Bucovina Rădăuți și-a schițat programul de pregătire pe care îl va urma până la reluarea campionatului Ligii a III-a. Astfel, echipa condusă de Ionuț Plămadă se va reuni luni, 16 ianuarie. După perioada de reacomodare la efort, rădăuțenii au un plan să efectueze și un cantonament într-o locație care va fi stabilită până la sfârșitul acestei săptămâni de către conducerea clubului. Bucovina Rădăuți a perfectat până acum 4 meciuri amicale, după cum urmează. Pe 20 ianuarie cu Politehnica Iași, pe 28 ianuarie cu Juniorul Suceava, pe 2 februarie cu Gloria Bistrița și pe 4 martie cu Forestea Suceava. În pauza de iarnă, gruparea rădăuțeană s-a despărțit de 2 jucători. Este vorba despre mijlocașul Ionuț Străjeriu, care a abandonat cariera de fotbalist, și fundașul Ștefan Rusu, care a ales să joace pentru Inter Dorohoi. În schimb, conducerea rădăuțeană este în căutarea unui atacant și a 2 jucători care să respecte regula under. Aflată pe locul secund în clasamentul seriei 1 a Ligii a 3-a, Bucovina Rădăuți va relua campionatul pe data de 11 martie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la CSM Bacău. Până la finalul sezonului regulat, echipa antrenată de Ionuț Plămadă va mai juca în deplasare cu Ceahlăul Piatra Neamț și acasă cu Foresta Suceava.